Liderii fermierilor au reacționat vehement la aflarea veștii că fostul director executiv al Rom Alimenta, Mihai Vișan, a fost numit secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Atât șeful fermierilor la par, Laurențiu Baciu, cât și președintele Federației Naționale ProAgro, Emil Dumitru, se declară nemulțumiți de această situație. Prin această hotărâre de guvern s-a realizat paza oilor de către lup, pentru că se știe foarte bine că domnul Vișan, împreună cu domnul Sorin Mina, sunt veșnicii susținători ai supermarketurilor și care au făcut orice ca până acum industria alimentară românească să fie pusă la colț. Este un veșnic apărător al multinaționalelor, al supermarketurilor. Chiar nu știu, nu prea am avut tangență cu domnul Vișan decât în câteva întâlniri comune pe care le-am avut la Ministerul Agriculturii. Era permanent gică contra la ce propuneau producătorii români și m-aș mira acum dacă este împotriva producătorului român, m-aș mira să susțină sectorul ăsta alimentar. De aceea mi-am și permis să spun că s-a legalizat paza oilor de către lup. În primul rând, cred că acolo procesoria adevărat trebuia să își spună un om, nu aia care sunt cu supermarketurile. Și avem, slavă Domnului, în țara asta, în industria alimentară, avem oameni de o mare calitate și profesională și morală. Cum vreți, au toate calitățile. Și cred că ar fi fost necesar să fie consultați, să spună și ei pe cineva care să le reprezinte interesele pe piață. La rândul său, Emil Dumitru, președintele Federației Naționale ProAgro, se declară surprins de lipsa de transparență a Ministerului Agriculturii și spune că era necesară o consultare cu toată industria alimentară românească. Da, sigur că industria alimentară are nevoie de un secretar de stat, dar mă surprinde modul în care se fac numirile. Sigur, este opțiunea politicului. Cert este că domnul Vișan vine din mediul asociativ și corect ar fi fost să existe niște criterii de transparență și o consultare cu toată industria alimentară românească. Știți foarte bine că Federația Proagro are în componență industria alimentară. Cea mai mare industrie alimentară românească este în Proagro. Avem Organizația Internațională de Pasere, avem Asociația Română a Cărnii, practic industria alimentară românească. Că este reprezentată de proagro. Și dacă tot s-a dorit o numire tehnocrată pe portofoliul acesta, cred că ar fi fost corect să existe o consultare cu toate asociațiile profesionale. Sigur că este o opțiune a politicului, dar nu știu care au fost motivele și criteriile, pe baza cărora a fost numit domnul Mihai Vișan secretar de stat. Ceea ce vă pot spune cu certitudine este că în nenumărate rânduri am colaborat cu domnul Vișan. Uneori pe poziții antagonice, pe ce înseamnă legea 321, o lege care este publicată în monitorul oficial și care chiar dânsă. La un moment dat, la Camera Deputaților a susținut că nu este deloc bună. Asta înseamnă că probabil Ministerul Agriculturii va avea o politică în consecință pe ce înseamnă protejarea produsului și promovarea produsului românesc. Ca și probleme foarte grave știm foarte bine cu toții că România este un net exportator de materie primă și importator de produse procesate. Inclusiv industria alimentară are nevoie de carne pentru procesare și aici trebuie să dezvoltăm foarte mult partea de zootehnie. Trebuie să vedem cum putem să-i finanțăm pe cei din industria alimentară să fie competitivi într-o piață unică europeană. Sunt multe lucruri pe care le putem discuta, numai că dacă rămân la stadiul de discuții, nu cred că ajută fermierul român și industria alimentară românească, ci trebuie să se treacă la acțiune. Au trecut câteva luni de acomodare. În sfârșit, Ministerul Agriculturii are un om specializat și pe industria alimentară. Știți foarte bine că la un moment dat, Ordonanța numărul 42 cu licențele de fabricație a fost abrogată. Liderul ProAgro spune că fermierii au rămas cu multe probleme nerezolvate, iar o formă mulă care să ducă la soluționarea acestora ar fi implicarea directă a organizațiilor profesionale în rolul decizional al Ministerului. Odată cu numirea lui Mihai Vișan, echipa de conducere a Ministerului Agriculturii este completă. Din conducerea mea de re mai fac parte secretarii de stat Daniel Botănoiu, Alexandru Potor și Claudiu Sorin Roșumareș, precum și subsecretarul de stat Maricel Floricel Dima. Contactat de agrointeligența www.agrointel.ro, Mihai Vișan a declarat că zona de care se va ocupa în minister este industria alimentară. comentário.